numărul lor. Numărul lor ar fi 141 minus 15. Da. Da. Împărțit la 7. Da. Plus ce face? Plus 1. Plus capătul. Adică plus 1, că e capătul. Da. Da, și se pierde în împărțire unul din capete. Și din cauza că noi am aflat spații. 1, 2, 3... Va fi 141 minus 5. Când împărțim la 7, vedem de câte ori sunt grupele de câte 7. Și avem 1, 2 culoare. Da. Ei, dar trebuie să luăm și pe ăsta care a fost marginea de dreapta. Da. De ce sunt 3 termeni aici? Așa, și mereu mai rămâne o margine. Exact, de-aia adunăm 1. Și numărul ăla 141 minus 50 în paranteză, ca nu cumva să-l împărțim pe 15 la 7. Sigur, da. Da. Diferența se pare la 7. Da. Și ne face cât aici? Egal cu... 6 la unități. Deci 6. 126. Împărțit la 7. Împărțit la 7. Plus 8. Plus 1. Și egal cu... Se împarte, vede-o de culoare o dată. 56, 8 și plus 1. Nu. Nu, nu știu ce trebuie. Și am înțeles că știam, dar de către că sunt 21, am dat pe 2 de o parte din ei și era de și dat să găsim. Și va fi un 19. Și va fi un 19, știu cum e. Păi spune-mi. Și împărțirea 2. Ai interesat. 141, tot ori 19, împărțit la 2 și calculul se face și de vreo îndărțea. Bine. Eu sunt acum, da, să vină și Dalia, o să facem următorul lucru. Ne ducem la punctul, să terminăm despre ce, da. Punctul la sume. Cam ceva de spus despre sume, mi s-a lipit de perfect suma asta. A terminat testul? Da, bun. Nu mai avem mic. Atunci hai să fac sume. Să fac un sumare. Da. Sau care vreți. Da, da, aceea să o fac. Dar să văd cum mă lipesc, trebuie să am puterea să o pun în ție, un lucru foarte important. La sumele Gauss, am avut ideea aceea când am transformat, când am găsit suma Gauss. Știi bine povestioara aceea cu Gauss care din învățătoare l-a dat numele, s-a dat numele la 100, nu știi? Da. Prin... Nu știi? Înseamnă că eu am lipsit de fiecare dată. Spune-mi eu și lui. Da, da. Atunci. Deci, învățătoarea avea un lucru de făcut, avea de făcut un probă. De fricotat. De fricotat un probă și cum timpul nu mai aduse la casă, să facă treaba asta, să o scrie eu la școală și îi dau copiii, o să adune numele pe 1 la 100, 1 cu 2 cu 3 cu 100. Și ea știa din experiența anilor trecuți că durează câteva ori. Copiii muncind din greu să adune suma S egal cu 1 plus 2 plus 3 plus sau mai departe plus... Hai spui și tu. Deci spun acum e foarte important. Plus 100. Deci să adune numerele acestea. Și ea, tocmai scoate doctor Andreele și cu doctor și asta apucă. Așa și nici n-a apucă bine să înceapă lucrarea, că micuțul Gauss, copil minune, marele matematician care avea să fie, mai târziu, își cutărbița să duce la și îi dă răspunsul. Învățătoarea surprinsă, așa că ei mai făcuseră de-a lungul timpului figuri de acestea, cu idei trăznite, dar parcă acum depășea orice limită. Și nici nu vrea să se uite așa, dar totuși aruncă ochii și găsește răspunsul 5050. Dați seama ce muncă el a fost pe copii să adune 1 plus 2 plus 3 plus 1 la 100, face 5050. Pe o care adevărată. Și atunci, mă trebuie în vedere, este șocată și spune, cum ai făcut? Că și ea făcea până acolo, așa, adunarea. Și Gauss zice așa, păi am văzut, 1 și cu 100 fac 101. 99 fac din față și cu 2 fac tot 91. 101. Și tot așa am văzut și m-am întrebat cât e pe legile astea, dacă ele sunt 100 din numere. Și eu ne-am întrebat 2 câte astfel de legi fac.
Păi zice, zice, eu fac 50, că s-o jumătății. Da. Și atunci am zis că e vorba de 101 plus 101, că face 50 de ore adunat, dar n-am mai făcut așa și am făcut ce? 101 ori 50. Iată că era, știa ce dar la mulțire, el dau să fie un copil minune și face 5050. Față tare, a rămas complet surprins de această inițiativă. Dar se rămase cum ar fi să fie 100 plus 101 împărțit. Păi așa și este, ia vezi. Ia, în zilele noastre. În zilele noastre, chiar asta este. Chiar asta este în zilele noastre. Este primul plus ultimul. Să mă gauză. Da, yes, da. Este. Păi da, uite. Uite, yes, asta este primul plus ultimul. Ori fi sânterii, 100. Cât sunt? Câți semne sunt? Da. Ori 50, nu? Ar trebui de la ori 50. Da. Dar aici nu, zice așa, da, 100 da. Deci 100 plus 1. Și în loc să zic că ori 50, zicem 100 împărțit la 2. Da. Păi niciodată. 100 împărțit la 2, fac 50. Aici vine ideea aceea de împărțire, da? Da. Și vine 101 ori 100. Da? Deci asta a fost ideea lui Gauss. De ce zic sume Gauss? Da? Și atât în clasa 5-a e o mare problemă pentru toată lumea. Sume Gauss încolo și încoace toată lumea. Calculăm, să știm, să putem face. Dar acum am ajuns la ideea că din 7-7 și din 9-9 important să fie termenii, toți care se adună, după aceeași rețetă crescuți. Dacă ne-am propus din 7-7, toți din 7. Mai așa e sumă Gauss, altfel. Mai așa. Altfel, dacă unul se strică de acolo și nu e în ordinea asta, n-am ce face. Îi spun, băi, nu stau de vorbă. Așa, da. Deci, suma Gauss, așa, a fost. De aici la Gauss, fiind dat pe răspunsul ăsta. Acum, cum s-au mai gândit profesorii să facă demonstrația? Este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus punctul punctul plus 100. Au scris de desubt ies, scris și da. Ies egală cu un ordine de stres cântă. 100 plus 99 plus 98 plus o elevate plus 1. Deci suma adunare este, nu? Putem să o aranjăm și așa, să aceeași termen. Și o transmini și la luna. Și vine de două ori ies. 2 ies. Egal cu 100 și cu 1. Sunt două sume, nu? Că sunt suma asta și cu asta. Deși e zis 2 ies. Egal cu 101 plus 101 plus 101 și plus mai departe plus 101. Și câte? Câți termeni de 101 sunt aici? Câți termeni? În față 3. Câte sunt? Câte termeni sunt? 50. Cum să fie 50? Nu. Uite-mă că sunt 100, mă, că la 100. A, da. Nu sunt 100 de termeni? Da, 100. Deci aici numărul lor este 100. Da. Așadar, pot să spun egal mai departe, cu 101 ori 100, 101 ori 100. De acord? 101 ori 100. Și deci 2 ies, deci 2 ies, chiar că avem 2 ies egal cu 101 ori 100. De unde rezultă că simplu ies va fi egal cu 101 ori 100 supra 2. Da. Iată, mare problemă rezolvată și așa, nu suma. E, aici am să vă mai spun încă ceva. Că, da, s-a coborât foarte mult, sau dacă s-a ridicat foarte mult tacheta, pentru că sumele acestea se fac în clasa, așa zic, sumele unor termeni, progresie aritmetică. Faptul că s-a adaugat la fiecare aceeași lucru, înseamnă că termenii sunt în progresie aritmetică. Și există formula aceeași a sumei termenilor într-o progresie aritmetică, este egal cu A1 plus A1. Oricât sunt ești orientatori. Asta este formula de la capul sumei termenilor într-o progresie aritmetică. Și atunci
fără să vă spună că e progresia aritmetică, deci fără să spună chestia asta, au dus-o pe povestioara cu Gauss, au transformat în sume Gauss și toate au, să spunem, sumele acestea la baza așa de formă. Și cea din 77 în cazul nostru, tot Gauss a făcut-o? Nu, astea sunt aplicații de acum. O să ridic din când. Este asta de aici. Formula particularizată, ea se bazează pe cea răspedent. Da. Eu primul pus ultimul tot aplicat. Al doilea pus pe nuntă, încă același. Și acum să vă fac eu pe asta, suma lui Gauss, la treilea mână. Deci, S egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100. Cum am văzut că a apărut 2S în suma anterioară, am să mulțesc relația asta cu 2. Deci egalitatea o mulțesc cu 2. Și e echivalent cu 2S egal cu 1 ori 2. Ăsta care adică 2. Nu am rămas așa. Plus 2 ori 2 și încă aveți pe ăsta 2 înmulțiri. 2 e magic ăsta. Deci apare 2 magic. Plus 3 înmulțiri cu 2. Plus o manipulare cu puncte, puncte 100 înmulțiri cu 2. Deci l-am pus în paranteză pe 2 ăsta magic, în urma înmulțirii cu 2. Și apoi v-ați țin la voleți? Să vezi și șmecherii. Rapidă, următor, rapidă. Păi nu. Am mulțit ca să am o speculație. Echivalentul va spune că 2S egal cu 1 ori 2, lasă ăsta aici, nu, 1 ori 2, lasă așa. Plus 2 ori, în loc de 2 ăsta, zic 3 minus 1. Că 3 minus 1 2. Face 2. Da. Plus, mai departe. Cine este aici? 3 ori. Am să spun 4 minus 2. E tot 2 magic. Da. Plus 4 ori 5 minus 3. Minus. Da? 5 minus 3. Plus și am în parte. Aaa, deci numele, adică succesorul și pre... Deci succesorul lui 4 și... Și predecesor, scădut predecesor. Da. Da? Și 100, 100 înmulțit cu 101 minus 99. E doilea la magic. Da. Și să scriu echivalent. Iată 2S este egal cu 2S egal cu 1 ori 2 plus să desfacem paranteza. Știți bine, distributivitatea. 2 ori 3 minus 2 ori 1. Deci plus 2 ori 3 minus 2 ori 1. Sau 1 ori 2. Minus 1 ori 2. E bine? La 1 ori 2 nu putem scrie acum ori 2 minus 0? Că tot 2. Lasă 3 ori asta. Deci ți-am zis la primul la mână. Plus următorul. Cât ar fi? 3 ori 4. 4 minus 2 ori 3. 3 ori 4 minus 2 ori 3. Deci adică plus aaa, că asta nu știu de e. Da, cade de aici. Am prins. La următorul și așa mai departe, plus minute, plus 100 ori 101 minus 99 ori 101. Da. Și acum, 1 ori 2 cu 1 ori 2. 2 ori 3 cu 2 ori 3. 3 ori 4 cu cine mai fie aici, este sigur. Minus 99 ori 101 este pe aici. Singur înprins, rămâne asta cu plus. Și atunci, înseamnă deci că 2S egal cu 2S egal cu 100 ori 101, cum am scris acolo, de un S egal cu 100, 100 ori 101 pe 2.
Deci doi magic, doi magic, scris, tradus de fiecare dată ca fiind el încă lângă cineva, ca fiind succesorul lui 3, care înseamnă cine? 4. Minus 4. E spai mai ușor așa, doar când ți se expune, dar nu vezi așa. Atenție, ideea este excepțională, pentru că să vedem unde mă duc. Deci v-am prezentat demonstrația sumei caos în varianta asta elegantă, când termenii se reduc. La ultimul termen, înmulțit cu succesorul lui supra 2. Da. Profesor, acum am înțeles și eu mult mai bine problema de el. Să vedem acum cum facem suma următoare. Yes. Egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4, plus 4 ori 5, plus 5 ori 6, plus așa mai departe, plus 100, pare, 100, ori 101. Fiecare. Dragilor. Urmăriți cu multă atenție, că este spectaculos și mai ales că aici are doi peste tot. Doi este o sumă superbă. Ia. Are doi peste tot. Atenție. Are doi peste tot. Are dar doi. Nu ne încălzim că s-ar putea să scot, să strig tot. Corect. Nu ne revezim. Ascultat. Din nou, atenție, nu ne revezim. Când am avut 1, 2 și 3, am mulțit cu 2. Pentru că a apărut doiul magic acolo care mi-a făcut un serviciu foarte bun. Doiul magic însemna să-l traduc prin aceea de a zice succesorul minus predecesorul. Acum am grupe de câte două cifre, 3 ori 4. Visez la un magic care se însemne aici succesorul care înseamnă 5, minus predecesorul de 3, 2, care îmi spune 3 să fie. Da, 5 minus 2 de 3. Măi, vreau să mai merg un pas. Oare și aici să fie așa? Ia să vedem. Da. Succesorul 7. 7 minus predecesorul de 5, 4, care face 3. Cu 3 am să mulțesc. Deci am să mulțesc de data asta cu 3. 2 cu 3. Nu cu 2. Da. Deci 3-ul magic este 3-ul vine. Vine treiul, explicat în clipul asta, ca o nevoie pentru a crea, pentru a da drumul la momentul în care îți face paranteză, se poate reduce. Deci înmulțesc totul cu 3 și vom avea 3 ies egal cu 1 ori 2 ori 3. Ce ridicează? Te rog, poți să-mi dai? Apoi 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 3. 2 ori 3. Ori 3, ori 4 de acum. 3 plus, da, plus 3 ori 4 ori 3. 3 ori 4 ori 3. Plus 4 ori 5 ori 3. 4 ori 5 ori 3. Plus 5 ori 6 ori 3. Plus cum mai departe. Plus 101 ori 100. 100. Plus 2 ori 101 ori 3. Ori 3. 3. Și atunci... Și egal cu, de desubt. Zice, prin cam 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3 pe lângă 3. Nu, stai că punem. 2 ori 3 și o să scriem pe lângă 3. Următorul. A, pe lângă 3. Pe lângă 4. 4 minus 2. Minus 1, mamă. 4 minus 1, 3. Că tu ai 2 ori 3 ori 3. Da. Și 4 minus 1, 4. Deci din succesorul lui 3, scădem predecesorul lui 2. Pe lângă 4 minus 1, ca să fie 3. Plus 3 ori 4. 3 ori 4. Darius. Darius. Plus 3 ori 4. Pe lângă 5 minus 1. 5 minus 2. 5 minus 2. Ca să facă 3. 5 minus 2. Plus 4 ori 5 pe lângă 4 ori 5 pe lângă 6 minus 3. 6 minus 3. Și tot așa continui. 100 ori 101. Ori 100 cât ai? Pe lângă 100
102 minus 99 care face și egal la deci facem paranteza, aplicăm distributivitatea și egal 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 4 minus 2 ori 3 ori 1 1 ori 2 ori 3 no? Plus 3 ori 4 ori 5 3 ori 4 ori 5 minus 2 ori 3 ori 4 3. Minus 2 ori 3 ori 4 plus 4 ori 5 ori 6 minus 3 ori 4 ori 5 plus sau mai departe plus punct diferențial plus 100 ori 101 ori 102 100 ori 101 ori 102 minus 99 ori pun în față, minus 99 ori 100 ori 101. Iată spectacol, este un spectacol acum, termin să reduc 2 pătări, te dă și ăsta de aici, cu ăsta de aici. 2 ori 3 ori 4, vine ăsta. 3 ori 4 ori 5, este aici. Este și aici undeva, da. De termină. Și ăsta de aici are unul cu pus prin paranteză. Și iată că ne dă 3 ies, da. Că 3 ies, 3 ies este egal cu 100 ori 101 ori 102 ori 102 ori 102 iar S simplu este 100 ori 101 ori 102 tot supra asta. Iar este de exact la merge suma asta. Apropo de asta, cum n-ați înțeles-o? Am înțeles-o eu. Da? Dar e, trebuie să spunem un lucru. A apărut artificial înmulțim cu 3. Deci, partea metodică a exercițiului, asta înseamnă să fie făcut suma Gauss în varianta aceea unde 2 apare. Este imediat înțeles că 2 de aici se zică este cine 3 minus ăsta din față, 3 minus 2, 4 minus 2 care face 2, și astfel elevului sugerez că și aici, preocupat de aceeași idee, apare nevoia lui 3 ăla și din ideea că suntem 3 termeni, 3-ul acela magic rezolvă problema. Pentru că fiecare dintre fiecare 3 ieși este 5 minus adică succesorul 4 minus predecesorul primului. Înseamnă că sumele Gauss, după părerea mea, dacă eu aș fi profesor, le-aș preda în toate trei modurile. Sigur că da. Deci, numai așa îi fac să înțeleagă. Sigur că varianta predată și așa cu doiul minune le va permite copiilor să se poată... Pe viitor se ducă și la 3 și la o altă. Și la 4. Exact. Le putem gândi și la suma asta. Exact, exact. Este egal cu 1 ori 2 ori 3. Exact. Și așa de 4. Da? 2 ori 3 ori 4. Fără cum și doar 2 întere da? Și ne-ai zis plus 4, plus 3 ori 4 ori 5 și plus să mai bate plus 99 ori 100 ori 101. Acest lucru, ca experiență câștigată, acum, e este telefonat, să mulțim cu 4, iar 4 acela va fi 6 minus 2. Exact. Deci succesorul 5 de minus predecesorul primului. Da. Și repede găsim... Și așa le-a fi foarte clar. Sigur. Iată de ce la Prof Online, exact. După o analiză atentă, am găsit soluția de prezentare. Că ceea ce vedeți acolo și darea avea dreptate, exact. Îi așa, cum să vină mie ideea asta? Exact. Ce, de unde să vine? Dar care copil așa îi transmite cineva mesajul? Nu. În varianta asta în care profesorul prezintă și ce a făcut acum este nu numai pentru elevi, ci pentru profesori. De aceea mi-am permis să fiu cu chestia asta. Pentru că nimic nu e mai important în prezentarea unei informații decât partea didactică, modul în care prezinți lucrurile, să fie pe interesul tuturor. Exact. Dar nu le se explică la 5, nu le se explică la 8, dar nu le se explică. Când le se explică? Niciodată. Pentru că asta
ce am prezentat la acolo, nu este o chestie care e scrisă undeva. Așa, partea didactică, partea metodică, în care eu mă prevalez foarte tare, nu este ușor de pus într-un manual. Într-un film este spectaculos. Da, da, da. Dar vreau să știu ca să facem sinteza, să sumigaus, da. Oh, deci este... Asta cred că e nou, ca să începem cu ea, nu? Da, da. Sumigaus în trei moduri. Da, prezentată în trei variante. Demonstrația. Demonstrată, da. Așa film, nu pot să nu? Că... după aceea, prind mai mult. Da, este lucrul cel mai important al lecției, da? Da. Deci. Cerea și-a lipsitor. Exact. Sume, am uitat. Ok, spune-ți, doamne, sume. Sume egaos, modele de teză. Demonstrate. În trei variante. În trei moduri, da? Moduri. Deci suma asta demonstrată în trei moduri. Da. Diferit, cum se înțelege. Așa. Doi. Am făcut ecuații. Uitați-vă la caietul tău, Darius. Uite, ca să putem să scrim cât mai multe lucruri, este important în economia, să spunem, ideile. Nu, ca să vedem ce test a fost și să vedem. Caietul domnului profesor din avocat. A fost așa. Corina a pus. Problema aceea cu Corina și cu când a aflat vârstele. Așa. Probleme. Care se rezolvă cu acele probleme puse în ecuație. Deci probleme puse în ecuație. Da. După aceea am făcut ecuații. Trei. Ecuații. Da. Ecuații cu numere în baza 10. Scrierea unui număr în baza 10. Da. Și am făcut scriere ecuații în baza. Transcrierea unui număr în baza 10. Da. Divizibilitate. 4. Divizibilitate. Da. Propoziția de brate, propoziții false, când am negat propoziția. Da, 4, 5. Propoziții. Așa. Putere. Adevărate. Și negarea lor. False. False. Da. Da. După aceea am făcut operații cu putere. Uite și cu putere. Când am calculat. Da. Operații cu putere. Da. Și sumele cauze. Și calculul sumei acelea foarte importante, 7, calculul păi este calculul 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus mai departe, plus 101, care a avut la bază una din metodele de calcularea sumei în caos, nu? Exact. De chestia asta. Așadar, ce să le spunem prietenii noștri? Să dea like, share. Să nu uitați la subscribe, să dați like și share, să vă abonați la canal și să uitați la Steaua Dinamo. Seara asta? Da. Pe YouTube, întâi la proful online, da? La revedere!